De ce cred că sunt mai mult decât rezultatul unei evoluții a speciei? Unul dintre cele mai populare dictoane din Grecia antică, aforismul socratic, este cunoaște-te pe tine însuți. Această cugetare care i-a frământat chiar și pe cei mai mari filosofi ai secolelor trecute, ca Friedrich Nietzsche, spre exemplu, nu mai reprezintă în zilele noastre un factor dezirabil pentru căutări sau introspecții. Ce mai degrabă se află într-o evanescență flagrantă. Această dispariție treptată, precum și cea a imperativelor etice, se datorează faptului că sufletul omului din secolul al XXI-lea nu se mai hrănește cu norme obiective și eterne, ci se mulțumește cu simple resturi etice. Avea o cunoaștere a doctrinei despre om este esențială în zilele noastre, datorită diverselor discipline intelectuale care fac din natura umană obiectul principal al atenției lor. Conceptul de om reprezintă o problemă în toate domeniile și disciplinele existente. O problemă în mod categoric insolubilă. O problemă care traversează istoria colectivității umane pe toate meridianele ei. Sunt convins de existența unei diversități conceptuale cu privire la ideea de om. Totuși, trebuie să fim conștienți și să ne acomodăm faptului că rațiunea investigatoare cu mijloacele filozofiei și ale reflexiei metafizice nu va epuiza niciodată. Cum îmi înțeleg propria ființă prin lentila intelectuală a creștinismului? Pentru că eu cred în existența unei entități superioare, persoanei umane individuale, într-un Dumnezeu personal care s-a revelat pe sine în Scriptură, cred că eu sunt o creație a acestei ființe, pe care o numesc Dumnezeu. Am fost creat după chipul Lui și după asemănarea Lui. Acest lucru înseamnă, în primul rând, că ființa mea nu trebuie văzută ca fiind un rezultat al unui proces evolutiv întâmplător, ci ca rodul unui act creator, deliberat și planificat al lui Dumnezeu. Așadar, rațiunea de la baza existenței mele constă în intenția ființei supreme. De altfel, cred așa cum Biblia spune, cartea de bază a doctrinei creștine, și de asemenea Augustin de Hipona a amintit în lucrarea sa Confesiuni, acestei mago Dei este intrinsec în om, respectiv în mine. Ideea de om ar putea fi concepută doar într-o antropologie bazată pe caracterul imago Dei a persoanei umane. Indiferent care este lucrul ce mă separă de restul creației, numai eu sunt capabil să am o relație personală conștientă cu Creatorul și să-i răspund. Eu sunt capacitat să-L cunosc pe Dumnezeu și să înțeleg ce dorește Creatorul meu de la mine. Eu pot să-L iubesc pe Ziditorul meu, pot să mă închin și să-L ascult. Prin aceste răspunsuri, eu împlinesc cât se poate de complet intenția Creatorului meu pentru mine. Și astfel, sunt pe deplin om, de vreme ce umanitatea mea este definită prin prisma a ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu. Eu am de asemenea o dimensiune eternă. Eu am avut un început în timp, dar am fost creat de un Dumnezeu etern și astfel am un viitor etern. Când ne întrebăm care este binele pentru om, noi nu trebuie să răspundem doar în termenii bunăstării temporale sau a confortului material. Există o altă dimensiune a omului care trebuie împlinită. Chiar dacă filosoful german Immanuel Kant a combătut ideea unei cunoștințe și rațiuni comprehensive a lucrurilor care transcede experiența senzorială, această dimensiune este mai mult decât reală, fiind realitatea ultimă. Pe de altă parte, da, sunt parte a creației materiale și trăind în mijlocul regnului animal, am aceleași nevoi precum restul ființelor pământești. În raport cu aceste nevoi carnale, bunăstarea noastră fizică este importantă. Sunt o ființă, pe de o parte, dihotomatică, dar pe de altă parte, unitară. Astfel, durerea sau foamea îmi pot afecta capacitatea de a mă concentra asupra vieții mele spirituale. De asemenea, sunt o ființă socială, așezată în cadrul societății ca să funcționez în relație cu ceilalți. Cine nu sunt eu? Nu sunt o ființă care își caută plăcerea reală a propriei existențe, crezând că eu și fericirea mea sunt cele mai înalte valori. Nu sunt o ființă care consideră că senzația de moment este unicul obiect al cunoașterii noastre, având convingerea că există doar o plăcere subiectivă a momentului. Nu sunt o ființă care încearcă corelarea fluxului senzorial cu plăcerea maximă, așa cum cirenaismul crede. Să bem, să mâncăm și să ne bucurăm căci mâine vom muri. Nu sunt o ființă care crede că este doar o creatură a timpului, a unui hazard sau unei evoluții necontrolate și întâmplătoare. Nu sunt o ființă care crede, precum umaniștii seculari, că sunt atot suficientă mie.
Nu sunt o ființă care este o marionetă a universului, așa cum cred existențialiștii. Nu sunt o ființă care este doar un animal, așa cum cred darwiniștii. Nu sunt doar o ființă sexuală, sexualitatea fiind însușirea de bază a ființei mele, așa cum credea Sigmund Freud. Nu sunt doar o ființă socială și nici măcar doar o ființă liberă, așa cum unele curente politice și social-conservatorii cred. Cred cu tărie că eu sunt creația lui Dumnezeu, sau în alte cuvinte, opera sa de artă. Valoarea mea mi-a fost conferită de o sursă superioară și este împlinită doar atunci când slujesc și iubesc acea ființă superioară. Doar în acest mod vine satisfacția, ceea ce caută fiecare om, acea împlinire și umplere a golurilor constitutiv-ontologice. Vine doar din angajamentul nostru față de Dumnezeu. Doar așa am realizat cât de adevărată este afirmația lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, căci oricine vrea să-și salveze viața o va pierde. Dar cel ce își pierde viața de dragul meu și de dragul Evangheliei o va câștiga. De aceea cred ceea ce cred.